În seara aceasta, frați și surori, am ajuns la Apocalipsa, capitolul 10, și o să vă invit să deschideți cuvântul Domnului, din care mai apoi vom avea câteva minute de părtășie, încercând să înțelegem mesajul lui Dumnezeu pentru noi. Haideți să stăm în picioare, ca de obicei să dăm respect lui Dumnezeu și să citim din cartea sa, care ne comunică voia lui pentru noi. Apocalipsa, capitolul 10. Apoi am văzut un alt înger puternic care se cobora din cer învăluit într-un nor. Deasupra capului lui era curcubeul, fața lui era ca soarele și picioarele lui erau ca niște stâlpi de foc. În mână ținea o cărticică deschisă. A pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ și a strigat cu glas tare: cum răcnește un leu. Când a strigat el, cele șapte tunete au făcut să se audă glasurile lor. Și când au făcut cele șapte tunete să se audă glasurile lor, eram gata să mă apuc să scriu. Și am auzit din cer un glas care zicea: pecetluiește ce au spus cele șapte tunete și nu scrie ce au spus. Și îngerul pe care îl văzusem stând în picioare pe mare și pe pământ și a ridicat mâna dreaptă spre cer și a jurat pe cel ce este viu în vecii vecilor, care a făcut cerul și lucrurile din el, pământul și lucrurile de pe el, marea și lucrurile din ea, că nu va mai fi nici o zăbavă și că în zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu, după vestea bună vestită de el robilor săi prorocilor. Și glasul pe care l-auzisem din cer mi-a vorbit din nou și mi-a zis: du-te de ea cărticica deschisă din mâna îngerului care stă în picioare pe mare și pe pământ. M-am dus la înger și i-am cerut să-mi dea cărticica. Ia-o, mi-a zis el, și mănânc-o. Ea îți va mări pântecele, dar în gura ta va fi dulce ca mierea. Am luat cărticica din mâna îngerului și am mâncat-o. În gura mea a fost dulce ca mierea, dar după ce am mâncat-o mi s-au umplut pântecele de amărăciune. Apoi mi-au zis: trebuie să prorocești din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi și împărați. Amin. Frați și surori, vă invit să vă reocupați locurile. Încă o dată vreau să vă salut pe toți cei care sunteți în această seară în casa lui Dumnezeu și cei care sunteți online împreună cu slujba divină de la Biserica Betania. Am venit în casa lui Dumnezeu și în această seară și mesajul care a fost adus prin robul Domnului mai devreme ne-a vorbit despre cunoașterea sau despre importanța cunoașterii lui Dumnezeu. Vreau să fac câteva afirmații care vor constitui un element de tranziție de la gândurile prezentate de fratele Marius la puținele gânduri pe care eu le prezint ca o introducere la capitolul 10 care va fi dezbătut în viitor dacă Dumnezeu ne va ține în viață și sănătoși. Dacă experiența personală este modul prin care noi ne călăuzim viața spirituală, atunci, dintr-o dată, avem o foarte mare problemă, pentru că experiențele noastre spirituale sunt foarte diferite de la unul la altul, aproape contradictorii. Dacă Biblia este elementul pe care trebuie să-l cunoaștem și este mai înalt decât experiența și guvernează și direcționează aceasta, atunci, dintr-o dată, noi avem o problemă. Trebuie să cunoaștem această Biblie. Experiența cu Dumnezeu este de-a dreptul importantă, dar ea nu poate să fie pusă deasupra Bibliei, pentru că experiența personală cu Dumnezeu, dacă nu este îngrădită de limitele Evangheliei, ea nu mai are nicio limită și poate ajunge oriunde fără să mai ai discernământ să știi dacă este bună sau nu. Simțămintele noastre nu sunt în stare să aprecieze experiențele noastre dacă sunt bune sau rele. Drept pentru care sunt oameni care trăiesc rău și li se pare că trăiesc bine și sunt oameni care trăiesc bine și tot se simt că încă nu sunt pocăiți și se apropie de Domnul cu pocăință. Iată dar de ce cunoașterea lui Dumnezeu prin Scriptură guvernează relația noastră cu Dumnezeu. Sigur că este urmată mai apoi de trăirea noastră prin experiență personală cu Domnul. În seara aceasta începem sau revenim la studiul cărții Apocalipsa, spunând în introducere că capitolul pe care l-am citit, respectiv 10, seamănă cu capitolul 7 prin faptul că el face o paranteză între trâmbițele 6 și 7, după cum capitolul 7 face o paranteză între pecețile 6 și 7.
Aduceți-vă aminte de cele 7 peceți care pecetuiau cartea din mâna lui Dumnezeu, care stătea pe tron în sala tronului. Și aduceți-vă aminte că între capitolele 6 și 8, capitolul 6 vorbește despre primele 6 peceți și capitolul 8 despre a 7-a pecete, este capitolul 7. Ei bine, capitolul 7 face o paranteză și paranteza aceasta este între pecetea 6-a și a 7-a. O paranteză care lămurește desfășurarea peceților. Când trecem de la cele 7 peceți la cele 7 trâmbițe, ne confruntăm cu aceeași problemă. Capitolul 9 vorbește despre cele 6 trâmbițe și capitolul 11 despre cea de-a 7-a. Dar capitolul 10 este o paranteză între trâmbițele 6 și 7, după cum capitolul 7 este o paranteză între pecețile 6 și 7. Toate lucrurile acestea, din punct de vedere tehnic, nu sunt foarte importante. Aproape că par filozofie și sunt greu de imaginat. Dar în desfășurarea mesajului pe care Dumnezeu îi l-a oferit lui Ioan pentru ca să ajungă la biserici prin el, parantezele acestea au un rol fundamental. Mergând mai departe, pentru că intenția în seara aceasta este să facem doar o prezentare generală, care are drept scop o introducere la capitolul 10, observăm că în capitolul 10 este a 6-a prezentare din cartea Apocalipsa, unde un înger este folosit ca să aducă un mesaj. Un înger este folosit ca să aducă un mesaj. De data aceasta, cel de-al 6-lea înger, care aduce un mesaj în cartea Apocalipsa din capitolul 10, este un înger special. Faptul că este un înger special, datorită prezentărilor sau caracteristicilor cu care el este prezentat, îi face pe cercetătorii Bibliei să creadă că îngerul acesta este probabil Domnul Iisus Hristos. Uitați ce spune Scriptura. Am văzut un înger puternic. Prima caracteristică, nu era doar un înger. Observați în Fapte când un înger este trimis la Filip. Priviți în capitolul 1 din Apocalipsa când un înger este trimis. Veți constata că nu are această caracteristică care vorbește despre limita de putere. Aici însă se spune că îngerul era puternic. Apoi, îngerul acesta era învăluit într-un nor. Întotdeauna puterea este prerogativul sau monopolul lui Dumnezeu. Peste tot în Scriptură unde se prezintă Dumnezeu, el se prezintă în contextul puterii. Niciodată în Scriptură și nici măcar în experiența noastră personală, Dumnezeu nu se prezintă în slăbiciune, în limită. Noi ne rugăm pentru bolnavi, pentru oameni care ajung la limita imposibilităților reabilitării sau vindecării. Și noi ne rugăm un Dumnezeu care nu face economie în manifestare de putere. Doctorii fac economie în cele mai puternice și în cele mai bogate țări din lume. Se face totuși economie. Însă Dumnezeu când se implică și lucrează, Dumnezeu nu face economie. Dumnezeu dezlănțuie și manifestă o abundență infinită și fără limite de putere. De aceea Dumnezeu nu are probleme să ridice, să reabiliteze, să vindece, să binecuvinteze, să șteargă lacrimi sau să facă o lucrare pe care niciun om, nicio ființă, în nicio condiție și nicio situație nu o poate face. Dumnezeu întotdeauna este asociat cu abundența de putere, cu infinitatea de putere. Cu puterea la modul superlativ. De asemenea, veți constata că întotdeauna când Dumnezeu se manifestă, angelofaniile, adică manifestarea îngerilor în chip uman, sau teofaniile, prezentarea lui Dumnezeu în chip uman, în chip pământesc, veți constata că de foarte multe ori s-au făcut în contextul norului. Aduceți-vă aminte, atunci când Moise se întâlnește cu Dumnezeu, Biblia spune că Dumnezeu era învăluit într-un nor. Dacă citim în Psalmi, Biblia ne spune că norul este care sunt carele în care călărește Dumnezeu, cu care se mișcă Dumnezeu. Sigur că acestea sunt figuri de stil. Dumnezeu nu este înghesuit într-o existență limitată ca mine, băgat într-un corp și este când aici,
pe caldul el când este în altă parte, într-o altă suburbie sau într-o altă locație. Dumnezeu este în toate locațiile Universului în același timp, pentru că dimensiunile existenței lui Dumnezeu nu sunt atât și atât, ci sunt infinite. Nu există un colț din Univers unde să nu fie Dumnezeu. Așa cum aerul se strecoară în orice loc din Univers, la fel se strecoară prezența lui Dumnezeu. Și forma lui Dumnezeu se modelează după forma Universului pentru ca să fie peste tot. Ei bine, Biblia ne prezintă pe îngerul acesta care coboară în manifestările prezenței lui Dumnezeu, putere, și norul care reprezintă carele în care se mișcă Dumnezeu. De asemenea, deasupra capului lui era curcubeul. Aduceți-vă aminte că întotdeauna curcubeul are legătură cu prezența lui Dumnezeu sau cu manifestarea puterii lui Dumnezeu. Dumnezeu folosește curcubeul ca pe un instrument care îl pune în legătură cu el, ca pe un ceas deșteptător să-i aducă aminte. Sigur, când eu fac această afirmație, se poate crede că Dumnezeu este limitat și are nevoie de cineva să-i aducă aminte. Nu, aceasta, repet, este o figură de stil care vorbește, are următorul mesaj: grija lui Dumnezeu pentru noi. Să nu ne îngrijorăm, Dumnezeu a spus, uite, pun un semn, pun curcubeul, pentru ca voi să fiți siguri că eu mi-aduc aminte să nu mai inund pământul cu apă și să nimicesc existența umană. Curcubeul este prezent din nou aici, pentru că este prezent Dumnezeu. De asemenea, Biblia spune, fața lui era ca soarele. Aduceți-vă aminte că întotdeauna Iisus Hristos este comparat cu soarele. Soarele neprihănirii, luceafărul de dimineață, cu alte cuvinte, astrele puternice, care culminează, care guvernează, care nu sunt simple stele. Nu sunt simple astre care sunt în serie, sunt 100 de felul acesta. Soarele este unic. Soarele este foarte puternic, strălucitor, emană căldură. Ei bine, aici îngerul acesta avea fața ca soarele, picioarele erau ca niște stâlpi de foc. Putem să citim în Ezechiel, în capitolul 1, versetul 28, să vă aduceți aminte despre comparațiile acestea pe care le folosește Vechiul Testament. De asemenea, putem să citim în Matei, în capitolul 17, versetul 2, sau în aceeași carte, respectiv Apocalipsa, capitolul 1, versetele de la 13 la 16, unde este prezentată divinitatea lui Iisus Hristos și manifestarea prerogativelor sale divine atunci când este prezentat în introducerea cărții Apocalipsa. Capitolul 10 este o paranteză între trâmbițele 6 și 7 și aș vrea să închei cu următorul gând. În mână ținea o cărticică deschisă și a pus piciorul drept pe mare și piciorul stâng pe pământ. Ca aproape oricare verset din cartea Apocalipsei poate fi interpretat literal sau simbolic. Aduceți-vă aminte că în ultimile prezentări ale cărții Apocalipsa am spus despre faptul că atunci când în Apocalipsa, carte simbolică, profetică, sau și în alte cărți profetice din Vechiul Testament, respectiv Daniel în mod special și mai puțin Ezechiel, când se vorbește despre pământ, este vorba despre Israel. Și când se vorbește despre mare, despre ape, ape tulburi, este vorba despre națiuni. Observați că în manifestarea și în desfășurarea mâniei lui Dumnezeu, care ține 7 ani și pe care noi o numim necazul cel mare, care este împărțită în 2 părți, diferite în intensitate și sunt separate de un eveniment care va avea loc în Israel și în templu și care va face diferența prin atitudinea lui Israel față de noua ordine mondială, manifestată prin anticrist, care reprezintă puterea politică, și prorocul mincinos, care reprezintă puterea religioasă. Observați, vă rog, că aici Domnul vorbește despre faptul că va pune îngerul, va pune un picior în Israel și va pune un picior între națiuni. Și tot capitolul 10 vorbește despre această unire între națiuni și între Israel. Pentru că această paranteză are mesajul ei, care face legătura între trâmbițele 6 și 7, trâmbițe care vestesc blestemul și mânia care vin peste fiii neascultării, peste oamenii care au trăit în necredință și care și-au făcut un mod de viață din păcat. Paranteza aceasta vorbește despre gloria lui Dumnezeu și vorbește despre lucrarea de reabilitare pe care o face Dumnezeu la sfârșitul veacurilor. Israelul din totdeauna
a fost un instrument uman în mâna lui Dumnezeu. Israel este prezent întotdeauna în desfășurarea istoriei divine pe planeta Pământ. El, printre altele, este semnul vremurilor. Dumnezeu s-a implicat întotdeauna, e adevărat, când cu dragoste, când cu pedeapsă. Pentru că așa se implică un tată de multe ori în disciplinarea, în educarea și în maturizarea copiilor lui. Când cu complimente, când cu manifestare de iubire, când cu pedeapsă, cu nuielușă sau în alte feluri. Ei bine, așa s-a manifestat Dumnezeu în mijlocul lui Israel. Dar observați, vă rog, că vine o vreme, în paranteza aceasta, între trâmbița 6 și 7, când vine îngerul și când pune un picior pe mare și un picior pe uscat. Aș vrea să ne oprim acum aici și ceea ce vă invit este să ne rugăm lui Dumnezeu. De ce? Uitați de ce. Frați și surori, noi ne putem ruga pentru multe lucruri. Noi suntem oameni făcuți din țărână. Și viața noastră este complexă și complicată în același timp. Ea îmbină succesul cu falimentul în domeniul financiar. Câți dintre noi n-am avut bani câteodată? Am avut. Câți dintre noi însă n-am avut câteodată lipsă de bani încât n-am avut probabil nici să ne plătim poate lucruri ieftine? Au fost și astfel de situații. Probabil sunt excepții. Împletim falimentul cu succesul în domeniul familial, în domeniul personal, în domeniul profesional. Câteodată ne pricepem să facem lucruri extraordinare și se miră colegii de noi. Altădată, efectiv, facem niște lucruri atât de rău încât toată lumea se uită la noi și spune: domnule, dar îl știam pe ăsta, un om foarte priceput. Ia uite-te ce a făcut. Nu e caracteristic pentru el să facă o gafă de genul acesta. Altădată, împletim falimentul cu eșecul în domeniul spiritual. Noi care ne rugam și posteam, avem o perioadă când nu mai putem să ne rugăm sau să postim. Sau tot felul de alte situații în viață unde falimentul se împletește cu eșecul. Ceea ce vreau să vă spun în această seară este că se împletește gloria cu mânia lui Dumnezeu în capitolele 9, 10 și 11. Pentru că noi suntem puși în fața unei alegeri. Nu Dumnezeu ne bagă blestemul pe gât sau gloria pe gât. Dumnezeu ne prezintă blestemul și gloria, iar noi facem o alegere, în primul rând prin alegere și apoi o confirmăm prin modul de viață. Vreau în seara aceasta să vă invit ca pe frații mei din nou să stăm înaintea Domnului și să ne rugăm. Pentru că noi trebuie să ne rugăm mereu. Dacă ne-am rugat ieri, am făcut bine, dar ne-am rugat pentru ieri. Astăzi a fost o nouă zi și s-ar putea astăzi să fi trăit atât de diferit de ieri încât parcă suntem doi oameni. Ieri am avut faliment și astăzi eșec, ieri am avut faliment și a succes sau invers. Însă ceea ce vreau să vă spun este că atâta timp cât trăim, ne stau în fața aceste două alegeri, aceste două oportunități, gloria lui Dumnezeu și mânia lui Dumnezeu. Și prin modul nostru de viață, care este declanșat de o alegere conștientă, personală și voluntară, noi alegem. Vă rog și în această seară, începând cu mine, stați înaintea lui Dumnezeu și alegeți, pentru că este oportunitatea pe care ne oferă Dumnezeu. Dacă azi noaptea am fi murit, noi n-am mai fi avut această oportunitate. Și ne-ar fi prins fotografia cu capul într-o parte sau drept. Dar uitați că am mai avut încă o dată posibilitatea să intrăm într-un studio foto, dacă îmi permiteți comparația. Și dacă ieri am făcut o poză rea, astăzi să ne îndreptăm costumul, cravata, să ne aranjăm părul, să ne îndreptăm capul și să fim atenți că se face poza. Și poza aceasta s-ar putea să rămână și s-ar putea ca mâine să nu mai avem încă o dată oportunitatea să intrăm în studio pentru ca să o refacem. Astăzi am avut din nou șansa. Mâine nu știu dacă o vom avea. Probabil da, probabil nu. Dar ca niște adulți care ne iubim sufletul și știm că viitorul este veșnic, ori în iad, ori în rai, frații mei, să stăm cu responsabilitate înaintea Domnului și să alegem gloria, să alegem slava lui Dumnezeu, să alegem pocăința, să alegem mântuirea. Pentru că niciodată un om n-a plecat din prezența lui Dumnezeu fără ca Dumnezeu să nu-l asculte și fără ca prin credința lui să nu-l ierte și să nu-l binecuvinteze. Stăm în picioare înaintea Domnului și ne rugăm împreună.